Zmeu. Este cea mai rea întruchipare fantastică. Zmeii sunt un fel de oameni cu unul până la 12 capete care locuiesc în construcții frumoase, ridicate în vârful munților, în cer sau în pustiuri, unde nu pot ajunge pământenii, ci doar vitejii din basme. Umblă călare pe animale sălbatice sau pe cai fabuloși, având câte 12 inimi. Arma lor cea mai des întâlnită este buzduganul, iar pasiunea lor cea mai mare este de a răpi tinerele fete și a le duce la casele lor, unde sunt urmăriți de feți frumoși care îi înving și le iau prada înapoi. Fetele de zmei sunt frumoase, fermecătoare și drăgăstoase. În schimb, zmeoaicele bătrâne sunt urâte, rele și caută să atragă vitejii cu farmecele și vrăjile lor, dar sunt și ele învinse în cele din urmă. Se mai crede că zmeii care locuiesc în cer, atunci când vor să fure câte o fată, coboară odată cu norii pe pământ. Zmeul, balaurul, dulful de mare, întruchipări prezente în epica populară, reprezintă simboluri ale unor fenomene ostile, care finalmente sunt învinse în urma unor întâmplări date ca fiind reale.